În data de 16 februarie, ora 9:30, două echipaje specializate de stingere din cadrul secției de pompieri Dragalina au fost solicitate să acționeze pe raza localității Vâlcelele, pe strada Sfântul Dimitrie, pentru stingerea unui incendiu de locuință proprietate individuală. La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta violent, generalizat, cu flacără deschisă și cu degajare de fum dens la nivelul întregului imobil, pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați, existând risc de extindere a arderii și la alte bunuri materiale aflate în imediata apropiere. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de prim ajutor smurt, însă nu a fost cazul să intervină. Pompierii militari din cadrul secției Dragalina s-au deplasat rapid la această intervenție cu două autospeciale de stingere de capacitate mărită, acționând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 2 ore și 20 de minute. Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului de către pompierii militari, se pare că incendiul a fost posibil din cauza unui scurt circuit electric produs la nivelul instalației electrice îmbătrânite a locuinței. Pompierii militari au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, fiind astfel salvate anexe și bunuri materiale situate în imediata vecinătate.